Ha, noroc băieți, bă, și bine v-am găsit iarăși pe crole de asta iau și o Bă, dă-te mă, da, po. Da, bo. Ce s-a întâmplat? O oh, am zis că mi-a luat freeze. Dă-te mă jos după bicla, dă-mi e bicla, pleacă de aici. Așa, gata, hai pa. Bă, ce vreau să facem un clipul de astăzi, mă? Vreau să, să vorbim despre servere de SAM, da, desigur. Mâine o să vorbim și despre ăla băhut pe viață, care cred eu că a fost treaba și așa mai departe. Bă, nu vreau să mai, să mai dau așa că sau de urâta satura și nu mi place cum să aude. În fine, hai să vorbim noi despre servere, după cum ați văzut și, și în titlu, care au ajuns într-un punct extrem și vor ajunge. Și despre servere care, efectiv, frate, nu, nu și-au sensul. Adică ce mă refer pe faptul că nu și-au sensul? prin faptul, o, -o, mă, mă scuzați că mi-a pornit telefonul acum, mă refer prin faptul că sunt aceleași lucruri, nimic schimbat, eu tot la delivery mă duc, că mie delivery îmi place, asta am făcut la începutul serverului, dar am rupt și așa că nu o să mă, mă desparte despart de delivery. Până la alta, hai să vorbim, bă, să trecem la top, că e nebunie, e rău de tot, să numără și crowland nu între ele. Sunt future-uri, future-uri, efectiv future-uri și o să zic în detaliu lucrurile astea. Bă, cum ar fi să dau și un set 11, a nu trebuie VIP să fac chestia asta, aparent, cred că o să întrească VIP, sau oare o avem, nu știu, mă rog, nu cred că există set 11, știu că există set weather, dar nu știu dacă am un modpack, da, într-adevăr, dacă mă întrebați, sau set weather unul, da, am, uh, în caz că mă întrebați de modpack, îl aveți pe canalul de Discord pe care îl aveți în descriere băieții, la canalul mod pe curi aveți și FPS busuri tot acolo la moduri și așa mai departe, puteți să lăsați sugestii de moduri, ce să pun, mod pe curi ale voastre, dar mai greu cu mod pe curile voastre, că trebuie să le verific eu bine înainte să... În fine, de deși chiar dacă nu o să spargeți mie contul, o să spargeți la două... Cât am avut la ultimul mod pe la ăsta cel mai recent de fapt? Vreo 600 de downloaduri, cam așa, am avut 600 și un pic de downloaduri, m-am uitat acum 3 zile. În fine, sau nu, 400 și de downloaduri sunt prost. În final, hai să vorbim, bă. Deci pe primul și primul loc la servere care, bă, sunt... Deja nu prea mai e ce să bagi în ele. Să fim sinceri. Este Ruby nefrit. Am jucat și acolo, bă, sisteme mișto, tot optimizat. Eu n-am văzut pic de lag. Pic de lag și mulțumesc din inimă lui, lui Fane că mi-a dat contul lui să mă joc în mafie. Mersi, fratei. Um... Asta fiind cam când eram eu la începutul YouTube-ului și voiam să fac dar că aveam lag la oruri când era PC-ul meu pârjoală rău de tot. În fine, și eu tot și pe vagabondul ăsta aici. Uh, ei au tot ce se poate băga în SAMP, adică nu tot sunt idei și idei pe care le poți băga, le poți implementa în serverele de SAMP și și niciodată nu, nu poți să pui stop, să zic așa, dacă ai deși ai și cine, are și cine să le facă, desigur, totodată să le și optimizeze, pentru că nu vrei să se creeze lag. Pe al doilea, pe al doilea loc ar fi bihudu. Știu că mulți dintre voi ziceți că are sisteme care, m mă încleiesc game modul morții lor, nu știu ce, doar că, bă, dacă știi să le și optimizezi, credem că n-au absolut nicio, nicio... Nicio, relevanță, adică sunt și frumoase pe lângă faptul că sunt frumoase Uh, mai sunt și, și bine optimizate, nu, pra practic, nu simți că le ai, adică simți că le ai pentru că beneficiezi de ele. Dar dacă nu există lag și o să se rezolve și chestia asta în scurt timp sper, pentru că am văzut că sunt perioade și perioade când există lag uh, o să fie tot ok al treilea loc, din ce am văzut eu la server vechi, este baghet aici. Bă, nu avem ce să vorbim atât de mult despre baghet, pentru că, să fim sinceri, frate, e un server care are sisteme vechi. Nu știu, suntem în 2020, luna 5 -a, după, când, după, cum puteți vedea, aproape jumătate, mai sunt 3 zile și se face jumătate de an din anul 2020. Abia așa să treacă anul ăsta de căcat rău de tot și să vină anul 2021. Să terem eu cu toate, toată nebunia asta și. Da. Am intrat și acolo, m-am jucat și pe Purple bucket, cât și pe Blue Bugget. Primul meu server pe care am intrat a fost Blue Si și știu că m-a atras foarte mult faptul că puteam să bag acolo URL-ul și să link și să ascult muzică după YouTube. Bă, lucrul ăsta mi s-a părut super jale, bă, miștorul de tot, ascultam Beach Mafia, bă, cam am dat Lufină mi un mesaj. În fine, nu uitați să chestia asta. Acum, bă, cam astea stopurile serverului pe care eu le-am ales. Bizon. Sincer să fiu, bă, nu prea îmi place serverul ăla pe Bizon, Deci chiar nu, nu știu, nu nu-mi place, apreciez munca, frate, apreciez că un om sau, na, un om cum este Bobo, de exemplu, are o echipă în spate, sunt mai bine decât cred că ei la, la partea de staff stau cel mai bine la cum se zic eu, că nu vine cuvântul la organizare pentru care și propria lui firmă Bobo și mai multe chestii de donații, lucruri, plătește co-owner-ul fiecare își alege, și alege administrația serverului cum vrea, dar eu așa consider că este cel mai optim și cel mai sănătos între ghilimele mele pentru playerii pe care i-ai, desigur. Și acum să vorbim despre future-uri. Cum ar fi crowland în Eu am văzut că pe era chiar îl interesează faptul ăsta, că eu îl la fiecare clip, am văzut că ne povestește cu drag despre update-uri, despre ce urmează, eu am văzut că să face un ATC din ala blană care, bă, cam costă, cam te rupe la buzunar, dar nu știu dacă i-a cerut Lunox, nu vreau să mă bag, nu știu, e strict subiectul lor, nu știu dacă Lunox i-a cerut cât costă unul adevărat, dar sigur e faptul că Bă, să muncește de ceva timp la el Și sigur o să iasă ceva blană Și în același timp Este și optimizarea Care trebuie făcută la crawling Deci clar trebuie făcută optimizare de Deși lagul nu, nu se simte Dar se va simți când serverul sigur va crește Pentru că Nu știu, sunt sigur de chestia asta Că o să crească când o să bubuie un clip Pentru că frate E imposibil să n-ai un clip care să bubuie bă, de fapt e posibil Dar Nu știu, eu cel puțin uh... Am văzut că activitatea pe canalul era crescut, că și pe canalul nostru și vă mulțumesc destul de mult și așa, dacă, dacă vă place clipul ăsta nu uitați să apăsați și voi butonul de like și de subscribe. Și în continuare să vorbim iarăși despre un server care ar putea fi un, 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 un server destul de mare, aș putea să spun eu, și după aceea să vorbim despre un server bă, care m-a lăsat cu un gust amar, sincer să fiu, nu m-am luat de la nimeni, nu absolut nimic, dar vă zic propria mea părere. Uh, al treilea, de fapt, stați, 3, 4, cred că al cincilea server care ar, tot ar fi, uh, el ar fi un future, ar fi, ar fi fost, de fapt, serverul lui Zoco care sigur o să se, o să se redeschidă când acesta și va găsi uh, scripterii necesari. Știu lucru că o să se deschidă, știu 100%, că, o să, de fapt nu 100%, dar pot să jur că o să se deschidă, acum nu vreau să mănânc căcat, că poate nu o să se deschidă. Dar sigur a fost un, un uh, server mișto pentru că a știut cum să și-l uh, promoveze și a știut ce să facă, să readucă SAMP-ul înapoi pentru că n-a băgat nimic. De fapt era un server sincer să fie un game mod luat de pe net vechi, pus pe un host, doar că luat de la zero game modul. Nimic, niciun sistem băgat în el pentru a crea vreun pic de lag. Deci pe serverul ăla n-avea cum să existe lag. Asta e sigur că nu avea cum să existe lag. Să fim sinceri de lucru, ăsta, nu avea cum să existe lag. Și un server care nu prea mi-a plăcut mie și mă mai uiți și la Tudor pe live, sincer să fiu, de, 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 la, de la v dat seama pentru că am zis de Tudor, este Moon Eclipse un server copiat cam 100% după Eclipse după RPG, server RPG, mă rog, nu-i 100%, dar e cam copiat după el, mă rog, înțeleg faptul că deja aveau game-ul făcut și nu se merita să fac altul, doar că ăla a fost o încercare, ori o cerere după bani, să zic, să fim sinceri, ori a vrut să-și încerce a doua șansă UEFI și văd că încă nu i-a ieșit, adică văd că Munu a scăzut nu drastic, extrem de drastic și eu uite, mi-a dat și mie warning o po codul a, a, scăzut destul de mult Munu și văd că bă, crowland să ține bine, să ține, adică a avut 200 de playere, acolo s-a menținut. Deși putea să aibă 400-500, avea lejer. Vă zic că avea lejer crowland -ul. Și nu știu, bă, eu, eu sincer cred în lucrul ăsta că o să se, o să se pună pe picioare. Eu deja vă văd pe zi ce trece cum, cum lucrurile se stabilizează pe serverul ăsta și cum mă atrage pe mine ca player, dar... Nu știu, nu, nu efectiv, să merită ceea ce face și să merită să investești într-un server de sau mai ales dacă chiar vrei să faci cu adevărat ceva din, din, din acel server, zic eu. Adică, nu știu, cel puțin aș investi câteva mii bune și cred că toți ownerii, fondatorii de servere mari au investit mai mult de 5.000, să fim sinceri, sigur, au investit pe, pe plătit, pe bani, pe... nu aici să nu vorbim despre host și alte, pentru că astea fără astea nu ai cum să ții un server online. Mă refer la update-uri, la antici la mai multe scripturi, ce-au mai plătit ei, a asta astea nu, nu, nu le știu eu pe toate la, la un server. P design, la forum panel, panelul în general, forumul și așa mai departe. Păi și cam ăsta ar fi topul meu de servere. Mâine o să vorbim despre hashtag bhud pe viață. Am văzut că destul de mult mă știți de aici după Charlotte și mi-a dat unii și bani. Vă mulțumesc că nu, băieții, vă pup, vă, vă pupic. Și la adminii care m-au ajutat mereu și, și ei mă cunosc, că, pentru că mă cunosc de pe la ul când m-a mai ajutat el să, 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 vă mai aducă la mine pe canal, pe voi Și da, nu știu cât timp o să mai o să fac live, adică clipuri din alea cu raport în PD cu, Pentru că să o ocupa cu examenul, astăzi am învățat o grămadă În fine, nu e vorba despre asta, băieți, sper că v-a plăcut clipul și să-mi ziceți acolo ce sugestii mai aveți pentru mine Mod pe cu, mă repet, îl găsiți pe canalul, pe canalul de Discord pe care l-aveți în descriere La secțiunea Mod pe Hai, până un altă v-am bobat, re!